Eu am învățat să-mi fac cadouri singur. Eu am învățat să-mi caut fericirea și lucrul ăsta trebuie să-l facă toată lumea. Nu mă interesează cadourile nimănui și nimeni nu poate să-mi cumpere mie cel mai depres cadou de pe lume, care este sănătatea. Eu nu am avut o sănătate foarte bună, dar despre asta nu vreau să vorbim acum. Eu a trebuit toată viața să mă îngrijesc, am investit foarte mult, am cheltuit o avere. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le știu doar eu. Am încercat să trec peste aceste lucruri grele din viața mea, căutându-mi fericirea. Și fericirea mea a fost meseria mea, pe care mi-am făcut-o cu pasiune, cu dăruire, cu entuziasm, cu idei. Sunt fericit că oamenii apreciază acest lucru. Și cred că asta e cea mai mare bucurie, să vezi că ai mulțumire din partea celor care te întâlnesc, care te privesc, care te laudă. Dar spune, apropo de excursiile pe care le-ai făcut și pe care le faci, o mai ai și pe mama? Își dorește mama să meargă, îi place să meargă în excursii cu tine? Aș vrea să o iau tot timpul, pentru că mama merită și tata merită, săracul, dar s-a prăpădit. Și da. Eu totdeauna pentru un părinț iubesc, să-i respect, să-i iubesc. Ei nu și-au arătat o afecțiune senzațională așa și nici nu cred că e nevoie. Iată, acum eu sunt un om matur și pot să spun că e o prostie să alinți copiii și să le faci toate plăcerile din lume. Pentru că și copiii vor crește mari și la un moment dat nu vor ști să aprecieze toate gesturile și eforturile pe care părinții le fac pentru ei. Eu apreciez acest lucru și de aceea pe mama am luat-o cu mine atât cât s-a putut. Acum mai puțin, pentru că mama este un om în vârstă și trebuie să am mai mare grijă, dar mă gândesc totdeauna că trebuie să am grijă, pentru că și mama a avut grijă de mine. Să știi că mama a stat cu mine în clasele primare și a făcut lecții zi de zi cu mine. M-a învățat cum să scriu frumos, m-a învățat poezii, m-a dus la cercul de teatru, la cercul de muzică. Sunt multe pe care le fac părinții pentru noi. Și de asta nici nu știu dacă e frumos să spun eu lucrurile astea acum, pentru că, știi, o să spună lumea, uite, s-a trezit Dorobanțu să vorbească ce frumos îl crește sau l-a crescut mama lui, parcă noi nu știm să ne creștem copiii. Toată lumea știe să-și crească copiii bine și frumos și mi-aș dori